Salutare, națiune jucătoare! Salutare! Și bine v-am regăsit. Astăzi o să facem ceva inedit, o să fie un experiment. Și anume vom vorbi despre revista autohtonă de benzi desenate, despre Harapal Continuă. Ne-am gândit că poate fi un exercițiu interesant. Noi o vom comenta, o vom avea în fața noastră și vă recomandăm și vouă să faceți la fel, să vă scoateți numărul 1, că despre el este vorba, scoateți numărul 1 pe masă și o să o comentăm împreună. Și da, va trebui să-l scoateți din țiplă. Știu, toată lumea vrea să aibă grijă de comicurile lui, dar ca să poți citi, trebuie să faci Da, și pasul acesta. știi că am auzit că de fapt nu ajută prea mult la păstrare țipla aia. Că tot se degradează, că o degradează plastic. Da, se degradează mai puțin și Dexter nu ar fi de acord cu tine. Dar să revenim la Harapalb. Da. Așa, bun, deci prima copertă. Da, și este prima copertă pentru că acum au scos o ediție nouă cu numărul 1 lui Harapalb, pentru că i s-a terminat numărul 1 în stoc și acum au scos o copertă nouă, dar noi o avem pe prima, pe cea originală, bineînțeles, și l-avem pe Arthas. Care Da, vine înspre asta voiam să cititor. spun și eu. În momentul în care am citit, adică prima oară Harapalb și al doilea, chiar mi s-a părut că Harapalb seamănă foarte mult cu Arthas din Warcraft 3. Și spânul pare așa, un vrăjitor chinez. Da. Un vrăjitor tătar, mai degrabă. Sau tătar, na. Da. Mm-hmm. Și în numărul 1, septembrie 2012, acum suntem în noiembrie 2015, nu? Da, 3 ani mai târziu. Și a costat 4,90 lei. Hai să vedem dacă se merită. Și avem așa, episodul 1, întâlnirea cu spânul. Și originea lui Gerilă. Și originea lui Gerilă. Ia să vedem. Să dăm pagina. Și avem un cuvânt înainte aici. Nu o să-l citim, bineînțeles. E scris de Mihai Ionașcu, care este editorul. Dar chiar ce face editorul? Care e jobul lui? Jobul unui editor? Mi se pare că el se hotărăște, adică ia toate materialele de la scenariști, de la graficieni și le pune la oaltă ca să facă revista. Pur și simplu editează conținutul, cum o să arate revista, câte pagini va avea, cum se va împărți. Cred, nu sunt sigur, nu bag mâna în foc, ar trebui verificată chestia asta, dar da, nu cred știu. Că asta este jobul unui editor. Că știu că la alea din la revistele alea americane, editorul, mă rog, se asigură că povestea este coerentă, adică îi spune scenaristului, bă, vezi că nu poți să folosești personajul ăsta, că personajul ăsta a murit cu 200 de numere în urmă, sau dacă îl folosești, vezi cum faci ca să-l introduci înapoi în poveste și ia tot felul de decizii de-astea, știi? Este posibil și asta să fie una din întrebuințările editorului. Zi. Nu știu ce, am făcut pauza aia mare, așa? Da. A fost o pauză de efect. O pauză de efect. Bun. Și, cum zicea și colegul Dan, avem aici o prima pagină, unde vedem din prima... Nu, stai așa, că vreau să citesc aici paragraful ăsta. Extras din Lumea Copiilor, revista Lumea Copiilor, ediție din 1924. Și spune așa, cu toată vitregia timpurilor prin care trece țara noastră, cu toate greutățile ce se pun în calea tiparului și în special din cauza scumpirei, nu-i scumpirei, știi, scumpirei, nemaipomenite a hârtiei, a mânei, iar și nu e a mâinii, a mânei, așa se spunea pe atunci de lucru, și a materialului din care este alcătuită Lumea Copiilor, revista voastră și numai a voastră, și aici se încheie. Nu știu de ce n-au trecut tot paragraf, care a fost mai interesant să... Și pare că mai încolo scria că da, revista copiilor merge în continuare, o vom publica mereu, chiar dacă avem parte de aceste greutăți. Nu știu ce au tăiat tocmai aici.
Din păcate, pentru revista copiilor nu a continuat mereu așa cum da, a fost nu, ținut. N-a continuat mereu, da. S-a oprit la un anumit moment. Și aici mai jos ne spune Harappa, continuă raduce în mințile și sufletele românilor acele valori populare și spiritul de aventură care au făcut deliciul generațiilor mai vechi într-o formă pe înțelesul și gustul noilor generații. Adică acum înțelegem de ce Harappal arată ca Arthas. Da, problema aici cred că e mai degrabă faptul că mulți copii în zilele noastre nu mai au atât de mult timp să citească sau nu își mai dedică e, timp de timp să au, citească. au, dar nu au, dedică. Dar nu și-l dedică. Avem da. Acum pe vremea respectivă și când eram noi mai tineri și când erau mai ales părinții și străbunicii mai tineri, nu prea exista internet, calculator și televizor color cu 15.000 de canaluri care să-ți atragă atenția și de unde să culegi informații sau să citești diverse lucruri. Și atunci și atunci citeai Lumea Copiilor. Da, și alte cărți precum Bazme, gen Harap Alb. Iar acum cu generația asta nouă, mai mult așa mai tehnică, mai mult pe tehnologie bazată, s-au gândit că un comic care au comicurile la noi au început să prindă amploare, să devină din ce în ce mai cunoscute. Dacă stai să te gândești, adică gândește și tu, când eram noi în facultate, nu prea găseai comicuri pe la noi. Existau benzi desenate înainte, la începutul anilor 90, chiar erau reviste de benzi desenate românești. Era una care se numea Carusel și care era o compilație de mai multe povestiri, adică nu știu câte pagini, avea 20-30 de pagini și spre exemplu, 5 pagini era dedicată unei părți din Harappalb, căci a mai fost adaptat Basmul în formă de bandă desenată. Și tot așa, știi? Dar niciodată nu a rezistat prea mult, nu știu de ce. Benzi desenate românești n-au avut, nu știu care. Nu cred că era un concept foarte bine cunoscut la noi și nu și prea. Și asta, da. Era ceva asemănător cum e cu jocurile de societate. Mm-hmm. Acum câțiva ani, aș zice undeva 5-6 ani, lumea nu prea știa ce stă la jocuri de societate. Sau dacă știa, știa Monopoly. Monopoly, Intus Pra Frate și încă 2-3 care mai existau da. Pe la noi. Astea erau jocurile de societate. Și Sus-Jos. Da, exact. Ulterior au început să apară mai multe jocuri de societate pe piața românească, pentru că jocurile de societate au o amploare foarte mare în țări precum Germania, de exemplu, de unde sunt și mulți din designeri, unde fenomenul este de multă, multă vreme și au început să intre și pe noi pe piață, iar în ultimii 5 ani de la o cafenea unde se putea merge și se puteau juca diverse board game-uri, s-au ajuns să avem în București cel puțin undeva la vreo, cred că 5, 6, 7 locuri cel puțin dedicate board game-urilor, plus încă alte cafenele care mai au jocuri gen Catan sau altceva practic la îndemână, în inventar, în cazul în care vrei să joci ceva cât bei o cafea. Și la fel, este un alt fenomen care a prins amploare, dar inițial nu se cunoștea și cred că e aceeași idee și cu comicurile. Vezi că acum au început foarte multe magazine de profil care au și board game-uri, de exemplu, sau RPG-uri să aducă și comicuri, inclusiv comicuri din străinătate, precum Batman, Superman, da, am văzut, X-Men, da, sunt extrem de scumpe. Da, mă rog, na, nu sunt autohtone, deci da. Probabil e clar că vin la un preț mai mărit cel. Vreo 17 lei o revistă, totuși. Da, e foarte mult, da. Dacă ești fan acum și vrei să-ți dedici timpul, poți face chestia asta. Na, și atunci, cred că asta e practic ce au vrut să facă oamenii, au zis, băi, ok, comicurile au început să prindă amploare, mai ales prin oamenii tineri, dacă nu citesc cărți, măcar citesc comicuri și din punctul meu de vedere este un lucru bun că prezinți o poveste, un bazm românesc foarte cunoscut într-o formă în care oarecum ești sigur că mai mulți oameni o vor citi. Mhm. Și vor afla despre Harappal, oameni care probabil n-ar fi luat niciodată bazmul să-l citească, deși se face încă în școli și în licee, dar na. Îți dai seama cât la capacitate o să scrie că Harappal avea părul lung și blond și... Și avea o sabie, da. Da. Foarte cu rune pe ea, așa. Da. Și-l chema... A, dar stai că nu o să spunem cum îl chema. Așa, zi. Iar pe prima pagină așa, vedem din start un regat întunecat undeva pe un, deci că e un fiord așa. Este pe un pisc, este pe o faleză. Pe o faleză, da, cu marea bătând în coastă. Este un regat alb-negru.
Și este foarte amuzant să te uiți după, între, să faci comparația așa între prima pagină și a doua pagină, să vezi diferențele între regatul lui verde împărat și cel al roșu împărat. Păi stai, ce? Că n-am ajuns nici la roșu împărat. Păi, E așa. pe prima pagină avem verde împărat, regatul lui, da? Păi Care da. săracul este bolnav, e pe patul Și, de moarte. și este, chiar este verde împărat, uite și fața de pernă și Și plapuma cerceafurile și, și și tot. perdelele și tot, totul este verde la verde împărat, într-adevăr. Inclusiv fiicele lui sunt îmbrăcate în verde și Da. nu în negru, cum e tradiționalul doliu românesc, ca să Păi spun n-a așa. murit încă, deci n-au de ce să se Da, îmbrace n-a în negru. murit încă, dar era pe picior Băi, de. da, dar nu vor să cobească. Sunt încă. Speranța moare ultima, cum au zis Da. unii. Cum ai zis, un clasic în viață. Apreciez tapiseria, dragonul ăla. Sunt mare fan al dragonilor, Da. deci un plus pentru verde împărat. Da, uite ce vreau să zic este sunetul tunetului. Trăznetul. Tudom. Tudom. Aș face trăznetul în română? Băi, ai putea spune, na, nu știu, acum n-am stat niciodată să mă gândesc cum se personifică vocea tunetului, ca să zic așa, sau Dar sunetul în sine. mi se pare că sunetul TH, nu e un sunet caracteristic tunetului. În Da, e, nu niciun știu, e fel. Thudum. Ea nu Cred e, că asta vrea să n-ar zic. fi Tudum și D, U, mă, nu D, O. Așa e, Tudom. Da. Tudom. Dacă e în română, da, într-adevăr, ar fi Tudom, nu Tudum. Tudom. Brum. Mă rog, probabil pentru scenarist așa sună tunetul. Da. Nu știm. Sună în engleză. Da. El aude tunetele în engleză, nu în altă limbă Sau străină. poate că el este în poate că el trăiește într-o țară anglosaxonă. Poate și asta, poate nu Nu se știe. este aici, pe plaiurile României. Pe vremuri când se făceau benzi desenate, era un tip care funcția lui se chema letterer. Și în afară de faptul că scria textul, știi, acum se scrie pe calculator, se fac pe calculator, nu, atunci chiar scria fiecare literă în parte și le și desena pe astea, toate efectele astea. Asta era jobul lui. Letter. Ia pus. Îmi place, în schimb, că au menținut ideea de un castel într-un turn în vârful castelului. Deci e tradiționala Da. poveste care o vezi nu numai la noi în țară, ci o vezi peste tot. Întotdeauna castelul trebuie să aibă un turn și în vârful turnului de obicei stă o Da. prințesă, dar în cazul ăsta stau trei și cumpărat între ele. Se cheamă Donjon, turnul cel mai înalt al unui castel. Turnul Don Cezar. Juan, te vezi, Donjon. nu știam Uite, asta. acum Cu asta știi. o aflu și eu de denumiri în. Da. Dar totuși, nu știu, cred că e, nu știu, pentru un om bătrân să stea în vârful turnului, nu știu, poate e greu să urci atâtea trepte, că nu cred că erau lifturi. Te gândi La că cum un om arată săracul, nu bătrân, cred că mai urcă. Cred păi că de de ceva asta cred că vreme. a și căzut la pat, că a obosit. Te l-a Este urcat foarte și coborât posibil. scările astea. Oricum, și pe urmă dăm pagina Așa. și vedem aici pe bătrânul verde împărat, Verde împărat, da. care are o barbă foarte bine îngrijită. Dar care nu este verde. Nu, el nu este verde. Dar este foarte drăguț că e atât de îngrijită barba și când te gândești pe vremea aia nu existau mașini de tuns sau alte lucruri. Păi erau bărbieri artiști pe vremea aia. Adică are bărbierul lui personal care de asta se ocupă. Ăsta e jobul lui. Se ocupe de barbă. Și ce mă gândesc eu e că regatul verde e așa de întunecat și de furtună, cred că vrea să fie oarecum, aici era ideea scenaristului că și mama natură personifică starea regatului, Da. starea că împăratul e pe moarte, starea de doliu, Exact. natura se răzvrătește că un om așa bun Exact. a căzut la pat. Pentru că, Și... uitându-ne puțin mai jos, vedem regatului roșu împărat. Nu e roșu împărat, mă, cum să fie roșu împărat? Este regatul Craiului. Este fratele lui Verde Împărat. Deci Craiul. fratele nu era roșu împărat? Nu. Ești sigur? Da, 100%. Craiul este fratele lui Verde Împărat. Nu știu ce eu țineam minte că este roșu împărat. Nu, Vezi? nu. Uite, vezi? Nu știi. Și zici că ai luat bacalaureatul. L-am luat, da. E, l-ai luat cum l-ai luat.
Ne facem de râs în fața copiilor. Da. Dar ești sigur că nu e roșu, mă? Da, bineînțeles că nu-i roșu. Cum să fie roșu împărat? Nu era verde împărat și roșu împărat? Verde împărat avea 3 fii, ce roșu împărat avea 3 fii? Nu. De ce n-ai bat ține minte așa? Nu. Cred că e alt bas la care te gândești. Așa, și vedem un călăreț care ajunge la crai. Măria ta, aduc scrisoarea limbe de moarte. Regele, uite, vezi, regele, nu spune roșu împărat. Nu este roșu împărat. Bun, și avem un mesager, da? Da. Și craiul, da? De ce nu trebuia să-i zică crai? Că crai este, nu rege. Nu știu, poate crai înseamnă rege. Nu știu. Au vrut să-l numească regele. Da. Mai bine ca și craiul. Și vedem pe cei trei fii ai craiului. Și știi ce îmi place? Că, uite, dacă te uiți la mustața lui ăsta din stânga și lui barba lui din mijloc, se suprapun așa una pe alta, știi? Adică ca să ajungă să arate ca regele. Da, dacă s-ar săruta tipii ăștia doi, părul lor facea nu s-ar atinge, știi? Da, dar nu înțeleg de ce te gândești dacă s-ar săruta tipii ăștia doi. Este e ca faza aia, știi, că if Hitler and the war would kiss, the mustaches would never touch. Super. Și harapa albă acolo, de fapt. Da, nu este harapa albă. Nu este harapa albă încă. Este mezinul. Este, da, prințul cel mic, care este foarte trist pentru că el nu are nici mustață, nici barbă. Da, încă nu-i, încă nu-i crește, da. N-a ajuns la punctul ăla. Da, nașpa de. Și vedem pe ei antrenându-se. Și ăla, ăsta, cred că e... Da, uite, este cel de-al doilea care se luptă cu două săbi. Da, dar de fapt nu se antrenează, ci se luptă între ei ca să decidă care este vrednic. A, da, corect, 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 corect. Și aici este tradiția respectivă de a-ți dovedi meritul prin luptă, care s-a folosit destul de multe ori în antichitate și s-a folosit de multe ori dacă vrei să-ți dovedești că ești... Ceea ce mi se pare un mod bun. Un bine, mod cinstit. Este un mod bun că arăți că ești puternic. Nu înseamnă că dacă ești foarte bun la arme, ești și un rege bun, un conducător bun. Poți să fii un luptător extravagant, dar asta nu înseamnă că știi să conduci un regat. Ia să-ți detalii. Dar este una dintre probele care o fac cei trei, după ce au citit scrisoarea de care nu ne-am legat, care practic spunea că Verde Împărat a căzut la pat și da, că el are doar pat. Trei fiice, da. Și se trimită un fecior de-a lui ca să devină rege. Aici este gândirea aia veche, iar mult mai veche, în care întotdeauna succesorul la tron trebuia să fie pe linie masculină. Nu putea să fie femeie. Lucru care ulterior s-a schimbat, pentru că știm și noi că sunt destule regate care au regine, gen Marea Britanie. Dar s-au gândit că e mai eficient. Da, mă rog, în vremea respectivă era încă oarecum gândirea asta, că era o societate patriarhală, nu patriarhală. Erau niște vremuri mai bune. Clang, cling și dăm pagina. Și vedem pe mustăcios care îi frige niște pumni și niște catoace lui Frasu, de-i sare borșu pe gură. Și aparent când sare borșu face pumb. Pumb! Sau când lovește. Uite și tump când îi trage cu piciorul. Sunt curios dacă chiar așa face, adică dacă îi dai cuiva un picior face thump. Nu, thump nu cred că face pum mai degrabă, dar thump. Iarăși sunt ăsta TH, nu știu. Cum, pe aia ori să zic, cum a scris el, iar aude sunetul în engleză. Thump. Thump pump. Și bineînțeles, prințul sau craiul cel mai mare și cel mai musculos, după cum pare, îl mai bine făcut, îl mai mers la sală, a câștigat lupta și vrea să dovedească, adică să plece înspre regatul lui Verde. Și zice, alegeți cal din Herghelie, bani și arme, după cum crezi, și mergi cu bine. Și uite, vezi Frasu, nu, e fratele mic care îl ține de umăr. Am zis că Frasu nu e supărat că... Că l-a bătut, știi? Cam ca bătaie? Cam ca bătaie. Da. Nu, e Frasul. Dacă te uiți sus, Frasul are de asta, jachetă albastră, vezi?
Da? Deci, mă rog, probabil că ei se bat între ei des și noi. Nu cred că era cu supărare, Da, nu era era un cu mod de a supăr. dovedi Da, că e mai exact. puternic, Da, nu era exact. o Da, da, luptă de viață și pe moarte. În schimb, vedem aici, iară, conceptul și-a ales cele mai frumoase armuri și arme, cele mai strălucitoare și cel mai frumos cal. Și o suliță. Iar conceptul și la în zilele noastre că dacă ai lucruri cât mai strălucitoare și mai frumoase, înseamnă că ești o persoană Ești importantă. Barosan. Dar cum o să vedem și în revistă și cum este și în poveste, se dovedește că nu prea este așa. Poți să ai tu cele mai strălucitoare și mai frumoase lucruri, contează mai mult persoana. Și vedem asta și aici, pleacă prințul nostru foarte convins, foarte așa, Da. decis să devină Este rege. sigur pe el că va reuși. Și la capătul, la marginea regatului, apare așa o namilă de urs de sub pod, care Dar seamănă foarte mult cu druidul din Warcraft 3. da. E un dire bear, are Da, inclusiv... pare un urs radioactiv, vezi că iese uraniu pe ochi, vezi? Și pe gură, nu vezi care Și pe acolo... gură. Dar ceva este suspect la el. Da. Vezi ceva suspect la el? Faptul că face groar. Exact. Ursul face mor. Mor în Face română. Exact, mor. exact. Deci ăsta e suspect ursul. Este un urs străin. Da. Nu este un urs românesc. Nu este un urs Carpatin. nu este un urs neauș. Un urs brun. Da. Și ca orice prinț care se respectă, Da. sau mă rog, care ar vrea să respecte, o Fuge ia cu coada între la... picioare. Fuga e Exact. rușinoasă, dar sănătoasă. O ia la fugă, uită și de cal și de arme și se întoarce la tatăl său în genunchi, Genunchi. cerându-și iertare. Da. În carte ăștia spun că pe ei oricum nu-i interesează, că ei oricum au ce să mănânce acasă, așa că nu Asta este, prea. gândești, fiul cel mare oricum moștenea Da, regatul exact, oricum tatălui său. moștenește regatul, da. Ăsta al doilea poate ar fi mai, știi? Ar fi mai util pentru el să. Păi îl vedem și aici Da. ce așa privire are. A ratat, asta este șansa mea. Acum eu am ocazia de a-mi demonstra valoarea. Și cu Și binecuvântarea regelui gonește și el spre aceeași soartă și același urs care tot bănâncă este același lucru. groar face. Și acesta o ia la fugă pentru că, cum spune un cântăreț autohton, onoare e ceva ce multă lume n-are. Și apare nici curajul, nu prea era foarte popular prin rândurile fiilor lui Prin rândurile nobilimii. regelui sau craiului, cum ai zis tu. Da. Și vedem pe Mezin care crapă de rușine pentru ce s-a întâmplat. Care crapă de rușine, dar totuși nu este hotărât să plece și el să-și demonstreze Da. valoarea, pentru că are probabil foarte multe. E tipicul ăla eroului tânăr care nu știe care e locul lui în viață, a trăit o viață așa foarte păzită într-un regat micuț cu oameni pe care îi știe și care l-au ajutat mereu și nu prea cunoaște lumea. Și vedem aici un alt lucru, un alt element foarte popular prin poveștile românești și nu numai, respectiv baba bătrână și oarbă. Are nu cred că era oarbă în carte, nu țin minte. Era doar Nu, o dar aici babă apare bătrână. oarbă Da, pare oarbă, așa este. care vine și îl sfătuiește pe tânărul împărat, tânărul Crai Să și se îi ducă spune. la Tasu și să-i ceară calul, armele și hainele lui din tinerețe. Este Și să-l important. înduplece. Da, să înduplece. Pentru că hainele sunt vechi, ponosite și calul este și el bătrân. Îmi Asta place nu cum e aici. zice. Apărută de nicăieri, bătrâna îl sfătuiește pe prinț. Da, în carte, de fapt, bătrâna îl roagă să-l miluiască din bănuți. Da. Asta parcă țin și minte că și el îi arată practic bunătate și e răspătit pentru faptul ăsta. Era Ceva. drăguț să pune și conceptul ăsta, că e un Da. concept care ar trebui să-l știe mai multă lume, că toată mai tăs mai și dai de la tine, nu treci cu vederea Da, și peste. faptul că Harap Alb e milostiv e o
O trăsătura lui. Da, o trăsătura lui și apare de mai multe ori în timp. Povești, da. Da, cum o să vedem și mai departe. Și bătrâna se evaporă. Puff! Într-un nor de fum. E, asta chiar n-aș ști să-ți spun cum se aude, pentru că n-am văzut niciodată persoană care puff, se evapore. Da, puf, cred că e... Nu? N-ai văzut? Nu, no, n-am văzut nicio persoană care se evapore. Înseamnă, cred că vreau să văd. Înseamnă că n-ai trăit. Da, probabil. Îmi place că zice așa, știi, pleacă ăsta și parcă în loc să dispară, parcă zici că zice, aoleo, uite-l și pe prințul ăsta, nici n-a așteptat să termin de spus și a plecat. Nu, în carte, de fapt, dispare în fața lui, știi, se transformă într-un nor de fum și se înalță către cer și Harapalbie a început să se speriat. Aici da. Și-a întors spatele. Da, și-a întors înainte ca aia. Da, Arthas a fugit. Și că tot făceam noi o comparație între Arthas și Harapalb, asta este un fel de Mediv, doar că Mediv se ce la tasul. Da. Care și ăla dispare, ăla se face într-o cioară și zboară. Și vedem pe Harapalb, care încearcă să înduplece pe Taikasu. Dar întâi de asta rupe pământul, ia uite-l acolo, ce pas grabnic are. Pas grăbit, așa. Și da. Și spune că și omul e dator să încerce. O altă povață bună pentru multe persoane, într-adevăr. Da. Merită să încerci, pentru că pe vorbele unor oameni, toată nu ai nimic de pierdut dacă încerci, dar ai multe de pierdut dacă nu încerci. Bine, el ar putea să-și piardă viața în cazul ăsta. Da, dar e... hotărât să pornească în această călătorie. Dar miza este mare, așa mare. Că... Uh-huh. Merită riscul, ca să spun așa. Și îl vedem că se duce spre un turn și urcă și găsește într-un cufăr niște haine. Uite, armură se vede și sabia. O și vezi că pe Frostmourne. Da, nu, pentru că sabia asta este o sabie dacică, de fapt. E design dacic. Îmi place cum curăța arma, deși știu că parcă se folosea un ulei special ca să îndepărteze rugina. Nu știu, nu mă pricep, n-am mai curățat arme de mult. Nici eu, dar parcă văzusem undeva chestia asta, că se dădea cu un ulei specific care înlătura rugina și pe urmă o ascuțeai. Da, îmi place foarte mult că, revenind la faza cu Arthas, aici când zice mulțumesc tată, lasă că mă îngrijesc eu de toate, parcă e secvența din Warcraft 3 când îngenunchează în fața lui Tasu și spune I have taken care of everything înainte de a ajunge. Păi Blizzard a furat totul de la creangă. Da, e posibil, au citit și Harapalb și, mamă, ia uite, ăsta ar fi un personaj bun dacă îl facem așa, îl întoarcem. Doar că au băgat twist-ul de la sfârșit, știi, ca să nu pară chiar așa o copie 100%. Da, că... da. Și vedem pe Harapalb în Hergelie. Și dintre toți cai, tocmai cel mai slab și răpciugos iese în față și începe să mănânce căr bun. Și uite. Da. În carte, nu în poveste, de fapt, nu-l lasă pe... cal să mănânce, știi? Îi trage cu ăla, cu vergeaua în cap, știi? Îmi place că aici s-ar putea chiar, ăsta s-ar putea să fie un sunet care într-adevăr iese când atingi ceva fierbinte. Da, exact. Este exact sunet. Și se preschimbă într-un cal. Aici cred că e puțin ideea, simbolismul cu mersul pe Jeratec. Care arată știu, tot așa, simbolizează oarecum curajul, dacă ai curajul să faci chestia asta. Nu știu ce să zic. Știi că este și proba aia de se pune o tavă întinsă cu jar și să meargă lumea pe. Dar în poveste, calul îl duce până în nouri și după aia până la lună și după aia până în soare. Asta ca să se răzbune pe el că i-a tras cu vergeaua în cap, știi, ca să-l sperie. Dar și se arate ce poate. Da, dar calul ăsta este mai pământean, ca să zicem așa. Calul ăsta se ridică doar în două labe și două se văd pătrățelele. Da. Acolo. Da. Și nici nu vorbește. Da. Mă cam dezamăgește calul ăsta. E. Sigur e calul potrivit, adică ok, s-a făcut musculos, dar în rest... Cum azi, pagini reduse în comic, nu poți să pui toate lucrurile. Așa, și dăm pagina și vedem un hipster pe o bicicletă. Da? Și deși scrie mare Gelato Mio și vezi
tipe care stau în background mănâncând înghețată și te-ai gândi că este o reclamă la înghețată. Nu, de fapt este reclamă la Pegas, la bicicleta Pegas. Exact, dar dacă nu citeam la, cum să zic așa, aici, dacă nu citeam jos de Pegas, nu-mi dădeam seama. Adică eu mă gândeam că este o reclamă la înghețată. Dar îmi place asta, e prea frumos ca să fie din comerțul de stat, pentru nostalgici. Da. Ce zici de asta? Dar știi ce îmi place cel mai mult la reclama asta, de fapt? Ai observat unde este plasată în revistă? Stai să mă uit. Fix înainte de plecare? Fix după ce Harapal face rost de cal. Face rost de cal, înțelegi? Am înțeles, da. E pusă strategic reclama. Așa, cu mijloc de transport, cal versus da? Bicicletă. Și se cheamă Pegas. Exact. Și exact, un cal da, alb. Da, da, uite, da? Ai dreptate. Ai văzut? Calul aripat la greci, corect. Îmi place, în schimb, ce privire uimită au fetele când a trecut acest băiat cu bicicleta Pegasus. Aparent, dacă ai bicicletă Pegas, atragi priviri. Nu știu, n-am avut Dar niciodată. Să revenim la chestii mai importante, gen la comic. Da. Și spune, vedem, da, vedem pe Crai. Care îi... Da, îi spune să se păzească. Și înmânează CV-ul. Da, scrisoarea. Ia CV-ul ăsta, fiule. Înainte nu erau buletine, așa că n-aveau cum să identifice altfel. Și nu scrisoarea, cartea. Carte, da? Carte, da, carte se spunea pe vremea. Așa a spus și acolo. Ea descrie carte către fratele meu. Și la vedem la fel în fața podului pe Mezin și iese ursul în cale. Același urs era atractiv. Știi ce e amuzant? Ai observat când că e sulița primului frate înfipt acolo. Da, da, dar dacă te uiți în spate, sulița e înfiptă invers. Dacă dai pagina, la pagina 6 sus, da. E. Uite, vezi, editorul n-a fost atât de atent. N-a fost aici, așa de atent. Dar poate e altă suliță, de altă dată. Uite și vezi, îl vedem pe urs, pe sub pod. Pitit, da, acolo. Doar o umbră și vedem da, ochii umbră, radioactivi da. Verzi. Uh-huh. Iar dacă dăm pagina, îl vedem pe urs extrem de speriat. Nu mă ucide, fiule! Uite. Dau cu... Cum traduci? Cum era? Măciuca, nu? Măciucă. Buzdugan. Buzdugan, mă, așa că măciuca e fără țepi și buzduganul e cu țepi. Corect, corect. Mă venea să zic Morningstar în engleză. De da, știu. Consumerismul ăsta. Da. Nu mă ucide, fiule! Strigă de cele de sub blană de urs și începe să se transforme. Și e o transformare foarte mișto. Da, uite. Deci taicăsu e druid. Uh-huh. Exact, e druidul din Diablo. E druidul din World of Warcraft. S-a polimorfat la loc. Doar că oamenii nu pot fi druizi, cred, în Warcraft. Parcă. Da, da, oamenii nu pot fi druizi, de-aia zic. Da, așa că nu știu ce e. Deci a cred că a băgat e druidul din Diablo. Da, probabil că e druidul din Diablo, parcă și ăla era blond. Mare-i fu mireasă, mirarea, mireasă. Mirarea. Stai că mai e până la mireasă, stai așa. Ne-am ajuns la capătul revistei, gata. Da. Așa. Bine, sper să nu-i fie mare mireasa, adică sper să fie ok mireasa. Să fie mare la anumite locuri, nu peste tot. Îmi place că îi admiră ce cal bun și-a ales. Uh-huh. Și aici vedem în sfârșit curajul Mezinului față de ceilalți frații săi. Și îmi place nespus de mult armura aia care are pătrățele la armură. Are pătrățele, da, am văzut, da. E, acum, în zilele noastre, dacă nu e cu six-pack, nu e bine, frate. Toate fetele vor six-pack, toți bărbații vor piept. Silicoane. Suflete. Da. Da. Asta mari. Mm-hmm. Acum știu că ești vrednic să devii împărat. Și o îmbrățișare și vedem cum îi dă... Îi spune povața. Da. Aici este povața momentul... numărul 1, da. Să se ferească de omul roș și de omul spân și mai ales de omul spân. Da. Și îi dă și blana de urs. Da, 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 îi dă blana de druid. Fiule, ai ajuns la vârsta când și tu te poți polimorfa în urs. Te poți transforma, hai să nu fim englezi. Este un cape albastru, cred, dacă nu chiar mop. Și îmi place, pe urmă, că pornește prin ținuturi primejdioase unde vedem orci. Unde vedem orci, da, ia uite. Tatuați cu toate cele și orcul e spân, vezi? Deci știe taia ce zice ferește de omul spân, frate. Păi toți oamenii răi sunt oameni spâni. Da, inclusiv orice. Invers, da.
Îmi place orcul cum stă acolo cu cuțitul ăla, e un orc rogue, cred. Da, și eu cred că e rogue. Și e... Nu știu dacă așa face orcul, dar apare... Așa face orcul. Am așa văzut. Face, nu? Am mai văzut, da. Și în viața reală așa fac orcii de obicei. Da. Și vedem, uite, îmi place imaginea asta, știi, cu bolta asta de copaci care și prin ea se vede un drum foarte, foarte frumos. Și pe drum îl vedem pe tătarul nostru. Pe tătarul nostru. Pe tătarul nostru susuit. Da, aia am vrut să zic, care vorbește și cu... Bună să-ți fie inima, călătorule. Ținuturile astea sunt pline de pericole, ascunse. Iar eu cunosc toate cărările. N-ai trebuință de o slugă la drum. Poate că am, poate că n-am, dar mai bine mă descurc de unul singur. Și spune, oricine numai cu un spân o să mă tocmesc. Îmi place că prințul nostru Mezin este și poet. Poate că am, poate că n-am, e așa, da. Asta e un citat luat direct din poveste, să știu. Poate că am, da? Poate că n-am, tot așa zice, da. Și îmi place cât de mirat este calul. E ceva genul, un om spân? Aici? Da. De ce? Are o expresie așa foarte, foarte drăguță. Expresie cabalină. Și pe următoarea pagină... Îl vedem pe tătarul nostru, care este un warlock. Da, care s-a făcut un warlock slash sorcerer deja. Da, acum vreau să fac un shadow bolt, ceva. Dar s-a gândit de două ori, a zis, bă, stai că... Cred că mai bine îl păcălesc pe ăsta, pare naiv. Da, așa fac warlock aceștia, așteaptă când ești cu spatele la ei și pac, cu shadow bolt în cap. Da. Da. Și vedem mai în jos că ajunge într-un alt ținut unde sunt niște, uite, vezi ce frumos, niște clădiri așa pe munți. Vezi? Pe munți și prin munți. Cred că a ajuns în ținutul dwarfilor. Da, sunt niște clădiri distruse, sunt ruine. Da. Cred că au plecat dwarfii de aici, nu mai aveau ce să mineze și s-au dus spre alte ținuturi. Alte ținuturi unde trăiesc chiar ăștia tari de ăștia. Da. Cred că i-au speriat oamenii spân, pentru că vedem încă un om spân. Da, de data asta este deghizat pentru un rogue. Zici că este Robin Hood. Da. Cu gluga aia verde pe cap. Și încearcă încă o dată. Da, încă o dată. Da, să-l înducă ce se ia ca slugă, dar... Sau mai bine zic ca slugă. Dar el nu. Dar mezinul nostru nu se lasă păcălit ușor. Nu se lasă păcălit, da. O fi el naiv, dar nu e chiar așa. Da, zice aici că aici pe semne că e ținutul spânilor, numai dăștia am întâlnit. Și vezi, avea el un sentiment că este urmărit. Da. Îl vedem acolo sus pe tătarul nostru, cred. Vezi? Și ajunge într-un pustiu. Într-un pustiu unde aparent este un taur foarte fioros, magic și ăsta, cu rune pe coarne. Da, păi și în poveste spune că, știi, spânul îi spune, vezi că prin ținuturile astea e un taur fioros care a omorât mulți viteji. Asta mi-aduce aminte de legendele Olimpului din Argonauți, când se bate cu taurul ăla cu picioarele de bronz, dacă mai știi. Nu mai știu, nu. Când s-au dus după... Blana aurie, blână aurie, lână aurie. Lână de aur. Da, era o poveste și exact așa, fix un ținut care era, cum să zic eu, atacat de un taur. Era un câmp de ăsta cu un taur cu picioare de aramă, pe care nimeni nu-l putea opri. Mi-a adus puțin aminte de acea poveste. Ăsta are coarne de metal. Da. Și aparent bale și ies, nu știu, raze. Raze din nări, da. Și de câte tăieturi are și totuși continuă. Păi da, pentru că sunt tăieturi de la ăștia care au încercat să-l doboare, dar n-a reușit, doar l-au zgâriat. Are și un lemn înfipt în spate, sau văd eu prost? Da, așa mi se pare. Nu, da, și două chiar, da. Da, cred că sunt sulițe. A vrut cineva să-l călărească. Sunt două sulițe. Îmi place scheletul ăsta foarte mult. Da. Gaură în armură așa. Gaură de la horn. Trebuie să recunosc că grafica e drăguță, e foarte frumoasă. Da, da, e mișto așa aici, panoul ăsta. Și vedem câteva sunete. Place. Butom. Butom și gă. Ăla, uite, vezi,
își sparge capul acum de stânca asta. Da, păi de-aia face gâp. După aia, nu mai spune. Da, așa, gâp. Asta e tot. Și încă o dată apare încă un spân care îi spune despre valea asta și vedem că de data asta mezinul nostru se lasă păcălit. Și aici avem simbolismul cifrei 3, care în... E bineînțeles, păi da, deja am avut de multe ori cifra 3 până acum. Care în literatură este o cifră fatidică, o cifră magică, întotdeauna împăratul are 3 fiice sau 3 feciori. E o cifră rotundă. Mai sunt și în alte bază mea că s-a întors de 3 ori și s-a transformat în ceva. De asta zic, întotdeauna apare capra cu treiezi. Exact. Și vedem și aici că practic i-a ieșit rău în față de 3 ori, de 2 ori a spus nu, dar la 3-a oară... Da, zice, vrând nevrând trebuie să mă încred în ce spui, așa că hai să ne topim, că cel este pierdut pe aici, pe pustiu. După aia continuă ei prin Sahara. Da, și spunul se face că este set. Așa zice în poveste. Da. Se face că e setă și scui papa. Uite, când scui papa, da. Ciu, drace. Uite și apă și când o dă jos face glup, 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 apa. Glup, da. Și îmi place că se vede că este un prinț, adică e milostiv, dar totuși e rege, vezi. Ce faci? Slugă nebună! Slugă nebună! Expresie puțin așa urâtă, pentru că nu mai există spazm. Păi el s-a tocmit, spânul i-a spus că o să-i fie slugă, deci... Da. Deci a acceptat și a acceptat soarta. Da, adică... Da. Nu l-a făcut. Și vedem cum îl duce spre o fântânică. Da, cu apă, cu apă dulce și rece ca gheață. Deci dacă apa este dulce, nu cred că e bună de băut. Păi apă dulce, mă, nu vrei să bei apă sărată, ce ești nebună. Păi da, da, apă, în plan zic apă. Rece ca gheață. Nici o grijă, cobor scara. Și umplu plăsca. Bun. Ce avem mai departe? Mai departe avem imaginea. Avem un spân în fântână. Care se joacă cu apa. Se joacă la apa și stă la răcoare. Și încearcă să-l ademenească pe mezin. Intră și tu, stăpâne, să te răcorești. Și el cum este mai boboc așa, îl crede. Da, aici învățăturile prințului nostru s-au pierdut pe drum, da. Pentru că a uitat complet ce a spus tatăl său de omul spân și se încrede într-atât încât să intre într-o capcană destul de sigură, dar să nu uităm că Harap Alb e o poveste inițiatică a eroului. Este un bildungsroman. Și ca orice erou care se respectă, pornește naiv, netrecut prin viață, exact cum am spus, fără să cunoască primejdile, fără să știe că există oameni răi care vor să facă rău. Oameni chei. Deci feriți-vă de chelioși. Deci aveți grijă, fetelor, da. Că omul spân e te periculos. Te bagă în fântână și după aia pune capacul și face tranc! Îți pune capacul, da. Pune capacul, da. Vă face bagă în tranc! Fântână și vă pune capacul. Și ăsta e chiar un efect, chiar așa scrie și în poveste. Face tranc, chiar tranc. Bine, cu când, cu cap, știi? Îmi place că e ceva genul... Aici tranc, deja nu mai are tronc. Cuvinte, are doar simboluri. Da. Prințul nostru este la modă, folosește Facebook și Messenger și Skype. Și atunci, știi, e simbolistic, asta e un fel de WTF acolo. Da. Și uite, aici jos se vede așa doar un crepuscul de lumină, vezi? Da, puțin așa... E un efect mișto. Tronc! Tocmai deci te-ai păzit, n-ai scăpat. Spune-mi de unde vii și încotro te duci, că de nu, acolo îți putrezesc ciolanele! Îmi place aici că au folosit ciolane, nu oase. Da. Așa se spunea pe vremea. Poate așa se spunea în Moldova, nu se spunea oase, se spunea ciolane. Se spunea ciolane, da. Și îmi place cea... E foarte frumoasă asta acum. Bine, cred că aș fi vrut să văd în spate și dacă era zi, noapte, pare a fi așa un apus. Păi asta e imaginea negră, așa, e sepia, e de efect. Cu spânul care stă și meditează. Da. La cele făcute. Și spune așa, dacă vrei să mai vezi așa, jură-mi credință mie de azi înainte, eu voi fi fiul regiului și tu sluga mea. Și vedem că face o vrajă spânul. Da. Vedem că are niște norișori în jurul capului. A văzut steluțe verzi. Da.
prințul, Craiu. Da. Și trebuie să recunosc, cred că până și Lao Tse sau Mao Tse-tung e invidios de mustățile spânului. Da, și eu cred la fel, îmi place. Deci, așa, exact ca în filmele alea, știi, când parcă îl văd cum ia mustața și o întoarce așa printre degete, știi? Acum eu voi fi regele și tu sluga. Da, este asiatic cu malefic generic. E malefic, așa. Da. Aici e diferit, adică nu-l în poveste nu-l vrăjește, pur și simplu îl pune să-i jure credințe, știi, și... Și cum pe vremea aia, da, pe vremea aia, dacă îți dai cuvântul, aia era, știi? Exact, cuvântul era da. Onoarea ta, practic. Da, aici ta, da, nu știu. Poate că ar fi trebuit să facă și așa, nu știu, să vedem o trăsătură de-a lui Harapal. Să fie asta o trăsătură caracteristică a lui Harapal, că el dacă își dă cuvântul și îl ține. Exact, deci decât, nu... Decât chestia cu vraja, nu știu, cel puțin asta e părerea mea. Și eu sunt de aceeași părere, adică mi se da. Pare că era mai ok în bazm, pentru că, exact, arăta faza că, deși tânăr și inexperimentat, nu voia să-și încalce cuvântul. Da. Cuvântul era lege, cum s-ar spune. Uh-huh. Promisiunea respectivă. Și de azi înainte aflăm și cum îl cheamă. Îl cheamă Harapal. Până acum n-am aflat cum îl cheamă. Care Harap înseamnă slugă. Da, nu, Harap este vine de la arab. Da? Da. Știam că harap înseamnă slugă. Harap, arab, arab, pentru că turcii aveau ca sclavi tot felul de arăbeți, știi? Uh-huh, uh-huh. Și de acolo a ajuns și în română cuvântul arab, ca sens de slugă. Acum, în sfârșit, și spânul are pătrățele. Da, așa că este un fel de arab alb, ar fi numele, arab alb. A venit momentul când spânul are pătrățele și el și da, o dentiță. Și a făcut și el pătrățele, dar uite, vezi, îi lasă blana de urs. Da, 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 i-a lăsat blana, într-adevăr. Uh-huh. Și îmi place aici, la sfârșit îi ia sufletul cu Frostmourne, nu? Da. Ăsta e momentul când Frostmourne nu momentul îi culege cheie. Sufletul. Da. Și vedem pe pagina următoare Harapalb. Continuă din episodul, în episodul următor. Îl vedem pe spânul cum mănâncă struguri și trei gagici și îi fac fiicele lui Verde Împărat. Dansează pentru el. Ce fiice are Verde Împărat? Trei blonde dotate exact cum le vrea bărbatul. Una și una, ca să zic una așa. Una și una și toate cu fuste scurte. Ia uite ce picioare. Ei, fustele patru. Sunt lungi, dar sunt de alea tăiate. Da. Tăi, lungi tăiate de colteuri. De colteuri, care mai de care? Da. Nu știu dacă este potrivit pentru copii. Da, nu știu, aparent este. Da, mai vedem iarăși pe Harapal care e fugărit de taică-su, probabil că este foarte... De alt druid, mă. E foarte dezamăgit de el. Ți-a spus să nu te încrezi în spâni! Prostule, tu ce ai făcut? Ți-ai pierdut da. CV-ul. Da. Probabil că asta e o secvență din vis. Uite, și vedem un cerb foarte frumos, plin de nestemate și cu o rază. E un ray of frost în cap. Da. Și vedem pe un tip piele albastră și cu părul portocaliu. Care suflă... este Miron, zis și gerilă. Dar de unde știi? Care suflă cu gheață. Păi știu... De unde pentru știi? Că păi nu scrie nicăieri aici. Dacă dăm paginile... Îl vedem pe Gollum. Exact. O miniatură pe care o puteți să o cumpărați în X Office a colecției figurine. Uite aici. Și avem și un articol despre Ari Murnu, care este un artist, un ilustrator, care a ilustrat și pe Harapal, căci despre asta este vorba. Uite, Lumea Copiilor, numărul 131, anul 3. Publicațiune săptămânală pentru copii și tineri. Uite ce gras era setilă. Ce gras și ce nas roșu, de cartof, așa. Da, da, da. Mă întreb dacă așa o să arate și setilă în această bandă. Aici nu-l cheamă... Harapal, îl cheamă Radu pe copilul ăsta. Păi nu e vorba despre Harapal. A, e doar Radu. Vorba de Setila, am înțeles. Da, e povestea lui Setila. Ei, acum pot să mă joc aici, nu era ca și cum era o câmpie
peste tot în jur, el vrea fix în mijlocul lacului să se Nu, joace. mă, i-a zburat pălăria și a ajuns pe A, acum lac am văzut. Da, corect. și setilă soarbe apa. Și Radu știe Copilul? că apa este acidă, nu poate să se ducă să se ude, nu are Păi voie. n-a vrut să se ude și poate că lacul, nu știu, era adânc, eu nu știu. Da, poate, deși cum arată fără apă, nu pare a fi fost prea adânc, pare a fi fost o Da, băltoacă, dar se sincer uda să la zic. picioare. Da, săracul băiat. În pagina avem o poveste pe care nu o vom comenta. Nu o vom citi sau comenta pentru că, dacă nu mă înșel, mai apare Haiganul, oricum Da. Haiganul e o chilă, De unde vedem știi că e aici o în chilă? stânga. De unde Îmi place știi? chestia asta că au ales să dea nume Știu, personajelor. mie-mi place o chilă. Da, nu mă înțeleg și nu zic că o chilă, setilă, fomilă nu e, dar e Flămânzilă. drăguț că a încercat să le dea și un nume, să-i personifice oarecum, să nu fie doar o... Da. Adică era o chilă pentru că avea un singur ochi, era ca un ciclop. Știi, e mai mult, exact, e o personificare a unui lucru despre el, nu e cine e el ca și persoană, știi? Da. Nu știu, e ca și cum ți-a zice eu, bărbiță, că ai barbă, știi? Nu zice asta nimic despre tine, dar pana mea. Deci nu mi se pare rău că le-a dat denumire și dacă ții bine minte, ai el ceva că a căutat nume... Da, tradiționale, da. da, așa, nu știu cum. Bine, n-am prea auzit de Haiganu în română, nu. dar Da, și nici de Zurazi, da. Da, da, de Miron am auzit. De Miron am auzit. Da. Care, bun, mai avem aici oricum încă o ilustrație de Doduniță. Nu, Doduniță, nu știu, a scris... Ceva despre... Nu știu cine este Doduniță. Încă o reclamă și după... Avem un pin-up cu un uriaș. Un uriaș de gheață. Ăsta poți să-l pui ca poster, știi? Tai pagina asta, că oricum pe spate e reclamă și... Uh-huh. Asta e ideea. Da. Și un G foarte înghețat acolo și foarte făcut în Photoshop. Da. Șmecher așa, cu lemn și fier. Și avem povestea lui Miron. Zis și gerilă. Era să întreb cine e Miron, dar scrie aici mai jos. Zis și gerilă. A, deci tu ai citit înainte revista asta, ai trișat. Exact, am citit-o. Scenariu de Mihai Ionașcu și băie desenate de Andrei Moldovan. Și uite ce zice aici. Dar titlul este făcut de Ionuț Popescu, vezi? Deci altcineva a făcut titlul. Storyboard Octav Ungureanu. În vremuri întunecate, barbarii pârjoleau pământul și luau tot ce le poftea inima. Chiar și meșteri iscusiți. Așa se face că dai dur fieralul a fost răpit. Dai dur. Dai dur. Nu prea sună în ce sta nume românesc, nu știu. Nu, nu-i românesc, nu, ci că sunt nume tracice sau ceva de genul ăsta. Ah, ok. Astea sunt numele, da, pe care le-au ales ei, da. Oare e dai dur sau e dai dur? Dai dur, cred că sună mai bine. Și citeam tot dai dur. Dai dur, nu știu. Și dus departe în nordul înfrigurat. Mișcă-te! Da. Unde a robit... Au pus barbarii care fac raiduri. Da. Așa, au venit în micul sat de la marginea munților. Da, ăștia sunt niște barbari apași, vezi că sunt în spate, sunt astea corpuri, ca de apași, ca de amerindieni. Are o pată de sânge, dai dur și scurge sânge și l-au bătut bine. L-au bătut bine de tot, da. Și el robește și face arme și armuri pentru ăștia, pentru că apare nu au fierari. Dar uite ce zice aici, legat de picior. Precum un câine și hrănit cu coji de la masa se bate. Nu știu, n-aș hrăni un fierar cu coji, că nu știu eu, dacă aș avea un fierar sclav, l-aș hrăni bine ca să aibă mușchi să... Să aibă forță, fier. Da, 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 știu, da, să bată fierul bine, da, într-adevăr. Cred că barbarii nu s-au gândit la asta, n-au prea avut fierari. Cred că de asta le tot mureau fierarii și tot trebuiau să fure alții. Nu prea știau să aibă grijă de animalele de companie. Da, exact. Îmi place, în schimb, că și barbarii ăștia, ca orice om care se respecta, au pătrățele. Da. Și deși e frig afară, cer, minus 20 de grade. Da, mă, dacă când ești barbar, când ești șef de barbari, ce-ți permiți? Așa e, când ești șef de barbari, mergi dezbrăcat și în furtună, în iarnă. Da. Da. Uite, și dai dur ce încăldură era, că era cu mâinile sflecate, era ca în tricou. Mă, el măcar stă la foc aici, știi? Bine, stă la foc și în rest e îmbrăcat bine, ți-a zis, îmi place că ăla cu barba albă are o...
de asta, o mantie pe el cu blană și în rest e dezbrăcat. Mamă, ca să-și scoată repede mantea și să-și arate mușchii. Da, cred că asta era ca să-l impresioneze pe Daidur. Uite, Da. frate, pătrățele, tu ce ai? Tu mănânci coș. Până într-o noapte și-a tăiat legăturile de fier și vedem o auroră boreală acolo Da. deasupra lui Daidur, Și pe care în pagina... unele culturi este considerat un semn. Semn. Știu că pentru eschimoși e ceva. Păi apare mereu aurora. Nu? Apare mereu noapte. Mă rog, când e iarnă, să zici. Nu știu dacă apare aurora boreală chiar mereu. Da? Da, mi se pare că sunt anumite momente când apare. Nu știu. Oricum, continuă tot așa, vedem un nord înghețat, cred că a ajuns la polul nord Aidur. Da, și a ajuns pe jumătate îngropat în nămeți. Îl găsesc niște uriași aieți. Îmi place cum arată, cum stă așa cu tatuajele alea albastre închise. De fapt, o să vezi că nu sunt tatuaje, așa e pielea lor. Da, așa e pielea. Pielea tatuată. În Sunt ca care zebrele, așa, știi? fioroși la privite, dar blânzi la suflet. Aici îmi place ideea asta că oarecum arată că nu trebuie să judeci oamenii după aparențe, știi, exact chestia aia. Adică dacă vezi un om care ți se pare cel mai Da. bun, cel mai blând om, nu înseamnă că nu poate să-mi figă un cuțit în spate, sau dacă vezi dita mai nami la care, Albastră și așa, da, nu da. înseamnă că gata, o să-ți rupă capul în următorul moment. Arată că nu trebuie să judeci o carte după copertă. Și Daidur îi învață să lucreze fierul și face un lănțișor Să pentru prietena ca lui. să impresioneze o gagică. Pentru prietena lui, pentru Chiera Glacia, fica Aha. uriașului care îl salvase. De la Glacia, da? Da. Nu E... știu ce înseamnă Chiera, dar Glacia e clar. Îmi place că totuși uriașii ăștia nu știau să manevreze, să lucreze fierul. Știau, în schimb, să lucreze gheața. La ei Da. totul era... Și a făcut așa, știi, puțin primitiv, trăiau în peșteri. Nu prea aveau clădiri sau alte lucruri. Și Oricum, vedem aici totul. da, se căsătoresc și chiar au și un copil. Viață lungă și copii frumoși! E foarte fericită Chiera Glecii aici cu Da, îi aduce niște... niște pește și niște morcovi și E, și niște... aduce ce avem acolo noi. Da. Țelină, care ce face Țelina? Ajută bărbatul Da. ca să poată să facă copii. Aia nu-i țelină, aia e păstârnac. Da? Da. Cum Of, să fie eu aia cred țelină? că e Țelina e țel... rotundă. Ah, nu știu, am crezut că e Țelină. Am crezut că îi aduce și lui ca să fie în Nu. stare de încă un copilaș. Ăla-i păstârnac. Sau i-a ajuns unul, poate. Poate că e ajuns. Oricum, ca în orice poveste, wow, a plecat de undeva, nașpa, a scăpat, a găsit oarecum paradisul, se simte bine. Și Dar, deodată... ca să nu fie prea bine, barbarii ăia, împinși dintre oameni, fugeau tot mai spre nord și au dat peste uriași și atacă cu sânge rece, ca să zic așa. Îl avem iară pe conducătorul barbarilor, care încă nu a înghețat, surprinzător. Cred că are încălzire la pătrățele. Nu știu, și-a pus ceva, e dotat. Cred că trage pe multe duși de țuică sau ceva și ține cal la pătrățel. Îmi place cum țipă barbarul ăsta. La moarte! E așa, ăsta cred că era strigătul oricărui barbar, ca să zic așa. Și vedem aici abilitățile giganților care poate să scuipe sulițe de gheață. Da, formează gheață cu suflarea lor. Fuuu! Mamă, ce l-a prins pe ăsta. Ia Aproape l-a tras în țeapă. îi sare borșul prin spate. Uite, are un cârlig în braț, cineva de la pătrățel. Are două cârlige chiar. Ah, de ăla din dreapta a rămas fără Ăla, mătrie. da. Asta dar cârligul. În pace, fuuu! Da. Tui! Cred că asta de fapt vrea să zică. Și deși uriașii sunt puternici, ei sunt mai puțini, așa că pierd. Adică barbarii ăștia proști, mulți, Ai dar auzit, proști. e proști, dar mulți. Proști, dar mulți, da. Cum spunea și Alexandru Lopușneanu. Da, e proști, dar mulți, ai văzut? Ce înseamnă mulțimea? Mulțime, da. Da, și vedem că nevasta lui Daidur moare. Chiera, nu! Nu!
E aici parcă zici că e ăsta Darth Vader în episodul 3. Da, pe și Lucas tot din de aici s-a No! inspirat. A? Și Lucas tot de aici s-a inspirat. Da, toți au citit Harapa Alb. Dar chiar mai, eu nu mi-aduc aminte din când am citit Harapa Alb de chestia asta de Daidur, de Chiragla, ți-aduce aminte? Nu, pentru că nu, astea sunt, au făcut ei oarecum povestea de unde au apărut ăștia. În Harapa Alb apar doar Dacă ei sunt, mă rog, reprezentanțe a unor, de exemplu, nu știu, Jail este reprezentantul frigului, Flămânzila foamei, Setila setei. Da, 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 și fiecare reprezintă o, mă rog, niște probleme pe care oamenii trebuie să, peste care trebuie să treacă, știi? Treacă, da, cu care se confruntă și pe care trebuie să treacă. Da. Da, nu, în Bazm doar se întâlnește cu ei și primește ajutorul lor, pentru că e întotdeauna ideea că unde-s mulți puterea crește, singur omul are nevoie toată de ajutor, nu se poate descurca singur în anumite situații, sau cum zicea și parcă Martin, cred că zicea în A Song of Ice and Fire, era la un moment dat un citat că când iarna vine, lupul singur moare, dar haita trăiește, sau ceva de genul ăsta. Le zicea Stark, le zicea cineva, le zicea unui Stark chestia asta. Și vedem, da, vedem pe Daidur că pleacă cu băiatul lui, cu micuțul Miron. Și că mulge o capră. Îl hrănește cu lapte de capră și cu capră. Și cu zmeură. Ce mai creștea cu lapte de capră? Repede. Din mitologie. Cine știe? Toți. Și, și bunica mi-a crescut cu lapte de cap. Nu, da, din mitologie, un personaj foarte cunoscut. Nu știu, Hercule. Zeus, da. Mă, da? Zeus. Serios? L-a pus pe Creta și îl hrănea cu lapte de capră, da? De cricri. Nu mai capra, cricri? Așa se cheamă capra, cricri. Cricri. E o capră care cricri, toamnă gri. Specifică zonei, specifică Cretei. Cricri, cricri, capră gri. Brânza de cricri este foarte scumpă pentru că are proprietăți curative. Păi te transformă în zeu. Da, clar. Nu, cred că aia e ambrozia, dar ambrozie nu știu de unde găsești. Oricum, mi se pare drăguț faza asta. De la altă capră. E tot așa luată dintr-un mit, într-o legendă că laptele de capră te face să crești mare și puternic. Știi? Și îi vedem aici cum trec... Da, uite, vedem pe Miron. Cred că e Miron, că el este portocaliu, care ridică un buștean. Da, dar înainte, iau, te-a ajuns înapoi în satul lui. Care așa, da, da, corect, corect, da, da, a plouat, păi până a mai plouat. Și a revenit, s-a stins focul, da. S-a refăcut totul. Da, da. Bine, acum fără să fim răutăcioși, probabil că a fost plecat multe ierni. E, bineînțeles că a fost plecat mult timp. Dacă a rămas aia însărcinată, nu știu cât timp, la 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 la, până a stat în sclavie, au trecut vreo 2-3 ani. Și din cauza că Miron a băut lapte de capră, cricri. Bine, cricri, că cricri a băut Zeus, el, nu știu, lapte de capră, whatever. Este foarte puternic, îl vedem aici cu... Ridicând bușteni. Buștean. Ridicând bușteni și lucrând la fer. Da. Și deodată prinde tatuaje, se transformă, a dat level up, cred. Da. În poza asta a dat level up și nu, și-a asta primit... e ca în X-Men, știi, când sunt adolescenți, dar le apar... puterile lor de mutanți, știi? Exact, exact. Atunci dezvoltă puterile. Așa și Miron aici începe să se transforme, să prindă să se coloreze. Să scoată gheață pe gură. Și să-i se albească ochii. Și pielea, aparent. Cred că a orbit, săracu. Așa văd ei, mă, ok? Văd ca prin gheață. E moșu, nebunul, arunc... ăștia sunt huliganii, frate. Da, ăștia sunt susținătorii... Ăștia sunt rapidiști, cred. Și moșu acolo e... Stați, măi, copii! Aute-l. Și îl ajută Miron. A venit Miron cu gheața. Da. L-a făcut om de zăpadă pe ăsta. Pe ăsta care vrea să arunce cu piatra. Și a venit măsa, bineînțeles. Da. Și a spus
I-a spus să-i lase copiii în pace. Că ea n-a Să... văzut că sta, că plodul ei aruncă cu pietre în oameni. Exact. Păi știi cum e, pentru ochiul mamei, copilul e sfânt. El nu Da. face niciodată, nu greșește. Și uite, avem aici cel care i-a dat porecla gerilă de gerilă. Știți cum sunt copii? De obicei, da, asta e o chestie iară foarte Da. adevărată. De obicei, poreclele le primești în copilărie. Și rămân cu tine oarecum. Și vedem pe asta. Mi-e frig. Ma, mi. Da, nu înțeleg de ce, adică, nu știu, eu n-aș râde de unul care, adică aș considera că e chiar ceva foarte fain, știi, să poți să suferi Da. viață. Aici și ca e chestia, aici iară simbolismul ăla sau gândirea aia că când ești diferit, este foarte Da. greu să te integrezi într-o societate, Da, tocmai pentru că ești bineînțeles diferit. că asta era ideea. Dar zic așa, ca chestie. Da, dar mulți ar fi geloși, știi? Chestia asta Da, ar e o fi trăsătură geloși, da. umană. Ești gelos pe ce are altul și nu ai tu, sau ce poți să facă altul și nu poți să faci tu. Și atunci, din gelozia aia, dai în răutăți și în segregare și în alte chestii. Pentru că nu... Mulți nu sunt de acord cu ideea asta. Adică, ok, tu poate ai fi de acord, dar altul se gândește că, bă, dar de ce e ăla special? De ce e ăla și nu eu, știi? Și, na, întotdeauna chestia asta, că într-o societate este foarte... Pai că știi și din RPG-uri, că mai zice când, de exemplu, half-elf sau ceva, că de obicei sunt singurati și că nu prea sunt acceptați nici de oameni, nici de elfi. Păi sunt struț, pentru că sunt struțocămile. Da, pentru că oamenii văd ca și cum au prea multe trăsături ale elfilor, iar elfii îl văd ca și cum ar fi prea asemănător oamenilor, prea impulsiv, prea... Știi? Da. Și asta e și ideea aici, practic. El era... venea dintr-o altă societate, era greu să se integreze și atunci, după cum vedem, alege drumul mercenarului, care Da, se iară face mercenar. este o carieră destul E de profitabilă profitabilă dacă ai 3 metri înălțime și poți să sufli gheață, e și mișto. poți să-ți faci topoare din gheață, după cum Da, vedem aici. exact. Dar uite, ăștia sunt un pic geloși, vezi? Da, Și da, da, ăștia da. sunt urăsc mercenarii. Dacă Dacă n-ar fi n-ar a... fi așa de mare, așa mare. That's what she said. That's what she said, da, exact. Și uite aici chiar vedem. Așa rece ai și inima. Nu degeaba mi se spune gerilă. Păpușa. Asta e ca o replică, așa, știi? Da. E totul rece la mine. Da. Vino Da, aici da. să mă încălzești. Cu asta agăța, știi? Da, Da. exact. Am nevoie de puțină încălzire să ne punem trupurile alăturate. Să ne punem în mișcare. Sângele. Vezi, a pus și o tavă cu jar aici lângă. S-ar putea să mănânce și el la un moment dat ca și calul. Poate ăsta e secretul lui. De-aia Deși devenit așa nu mare. cred că are nevoie de așa ceva. Cred că pare destul de puternic. Și vedem aici că a lucrat și ca fiar, ca și tatălui. Și a călătorit prin toată lumea, În lung și în lat. câte păduri, și i-a topit fața unei tipe, aparent. Da, a omorât-o. Mamă, dar uite, vezi, a tras și niște sulițe Da, mă, nu știu ce a prin avut cu ea, mamă. nu știu. A cerut-o de nevastă și a zis nu Da. și s-a supărat. Nu știu ce a pățit, dar l-a supărat grav. A făcut-o... Cum se cheamă, mă, alea în care bagi acele? Ce? A făcut o frigăruie. Nu, mă, nu știi, e chestia aia A, făcută din... păpușe vudu. Da, bine, nu la păpușă vudu mă gândeam, mă Da, gândeam știi știu, că știu de care zici, în știu ce care zici. Sunt puneau pernițele pâinicile... alea, pernițele alea, Exact, știu. exact, exact. Dar nu știu cum se... Am uitat cum se cheamă. Uite, poate știe cineva să ne zică. Da, să ne scrie un comentariu. Și până într-o bună zi, când un tânăr prinț îmbrăcat în haine sărace îl găsește în drumul lui spre aventură și îl vedem pe micul Crai acolo în spate pe calul lui alb, Într-o umbră. într-o umbră și pe Miron stând lângă foc, parcă aștepta. Încercând să se încălzească. E foarte drăguț că dacă stai să te gândești, noi spunem că Harapa Alb este o poveste inițiatică. Și este, într-adevăr. L-avem pe Harapa Alb care trece prin anumite transformări ca să devină bărbat, să înțeleagă cum funcționează lucrurile în viață, dar mi se pare oarecum că e puțin poveste inițiatică și pentru cei care îl ajută. Dacă te iei poveștile astea inițiatice, că vezi, ăsta Miron era neînțeles de societate, era un nomad plecat dintr-un loc în altul, nu stătea prea mult, lucra ca mercenar, făcea puțină treabă de fierar și pe urmă pleca, nu se atașa, nu se apropia de nimeni, nu avea prieteni, știi? Și atunci când apare ăsta Harapalb, oarecum îi schimbă și lui viața. Adică nu-l ajută doar el pe Harapalb, ci și Harapalb îl ajută pe el însuși, știi, să-și dea seama de anumite lucruri
ale lui, care țin de el. E drăguț ce au făcut cu treaba asta. Și pe urmă, nu știu, pe urmă mai avem niște pagini cu... Da, un interviu cu Sandu Florea, care este Incăr. Este Dar in... să nu uităm de cafenea cu superputeri. Da, cafenea superputeri, care are și o lampă de aia cu Batman, ca să o găsiți, știi? Dar îmi place că Batman are papion. Da. Cred că e cafenea black tie. Adică dacă nu vin costum și papion, nu ești primit. Da, mi se pare corect. Și avem un interviu cu Sandu Florea, care este Incăr, care a lucrat pentru Marvel și pentru DC și pentru Dark Horse și care a lucrat și la revista Carusel, pe care am amintit-o mai târziu și care a creat și câteva pagini cu povestea lui Harapalb și, sincer să fiu, îmi plăceau mai mult ilustrațiile lui din revista Carusel. Nu este asta de aici, care se vede aici jos, asta e din altă revistă. Dar cea din revista Carusel e mai altfel. O să vedeți, probabil că acum vor apărea pe ecran. E mai întunecat așa puțin, se folosește foarte mult de lumini și de umbre. Are un efect foarte interesant și iarăși personajele arată mai puțin, nu știu, ca să zic, clișeic, dar mai puțin ca Warcraft, știi? Te cred pe cuvânt, nu am citit revista Carusel. O să vezi când punem ăsta pe site. Și la sfârșit de tot avem un articol scris de Octav Ungureanu, nu știu cine este Octav Ungureanu exact, cu ce se ocupă el, că nu este editor. A, uite ce este, el este redactor. El este așa. Și ne spune de ce a ales Harapalb, zice, pentru că oamenii au nevoie de supereroi, de modele demne de urmat. Dacă prezentul duce lipsă de așa ceva, ne-am întors la înțelepciunea populară, la mitologie, ne-am întors la basm. Pentru că cei drepți au dreptate și ei și noi avem supereroi, dar nu sunt la fel de cunoscuți ca cei de la Marvel sau DC, pentru că na, mulți nu-i văd oarecum... Practic, că stai să te gândești și supereroi americani tot, adică tot niște personaje fantastice, la fel ca și astea din basmele tradiționale, ca să zic așa, știi? Păi asta spun, doar că au fost oarecum mai popularizate personajele respective față de cele autohtone. Și au fost, adică personajele au pornit de la început ca supereroi. Basmu, exact, e un roman inițiatic. Nu-ți spune că, mamă, Harapalb avea X-ray vision, trăgea cu laser din ochi, scuipa foc sau era super puternic sau ceva de genul ăsta. Știi că atunci probabil ar fi pornit și la noi din start chestia asta, știi? Încearcă să-i arată oarecum ca un om care încearcă să treacă peste niște obstacole cu puterile sale și care în călătoria lui este ajutat de persoane cu puteri supranaturale, dar nu este el ăla care se întoarce toate direcțiile și dă 15.000 de pumni și ies ghiare din mâini și alte chestii, știi? Cred că aici era. Nu mai știu dacă aici zic ei, nu mai știu, parcă într-un interviu cu ei ziceau că superputerea lui Harapalb este că e abilitatea lui să-și facă prieteni. Da, faza asta, că era milostiv și era foarte primitor, foarte... Era ok cu persoane diferite, adică nu trebuiau toate persoanele să fie la fel și dacă o persoană era diferită să o ignore sau să întoarcă privirea, ca să zic așa. Și aici zice, uite, asta trebuie menționat, despre modul în care l-au desenat ei pe Harapalb și spun așa, el este când blond, când brunet, când vânjos, când firav, o dată e îmbrăcat ca un voievod, altă dată ca Robin Hood și altă dată în straie țărănești, zice așa. Din câte știi noi, nu suntem primii care îl desenăm în armură, aducându-l într-adevăr aproape de aerul din World of Warcraft. Băieții au recunoscut sportiv, nu? Sau Lord of the Rings. Puțin atenție, veți observa totuși elemente de inspirație dacică sau predacică, cum ar fi paloșul său, ți-am zis. Pumnalul și figurele care îi fixează mantia. Vă susțin că folosim ca inspirație atât grafică cât și pentru poveste Getica de Vasile Pârvan. Eu n-am citit-o, dar... Nici eu. Dar uite, poate ar fi... Poate ar fi cazul, știi? Exact, exact. Să ne mai documentăm puțin. Bun, păi cred că... Asta a fost tot. Ce părere ai despre primul număr, prima chestie? Păi, mi-a plăcut și m-a făcut să continui să cumpăr Harapalb, pentru că ți-am zis, deși... Exact cum am vorbit și pe parcursul acestei înregistrări, sunt anumite chestii care le-au schimbat, care mi-aș plăcut poate să le lase din bazm, cum ar fi faza asta, trăstura lui că era milostiv și că cuvântul lui era mai presus de orice.
Dar mi se pare că au reușit să sintetizeze basmul într-o formă pe care o să înțeleagă mai multe persoane, care, Da. inclusiv cei care nu citesc basmul sau... Na, adică... Și dă o povață oarecum, știi? Acum sper ca și oamenii care o citesc sau care citesc revista să înțeleagă, să prindă puțin simbolistica sau să se intereseze puțin, de exemplu, de romanul de inițiere sau chestii de genul ăsta, știi? Ceea ce au vrut să zică oamenii. Dar, da, mi-a plăcut. Mi se pare că au făcut o treabă bună băieții și, na, o să continui să... Dacă să iau și numerele care vor apărea. Dacă ăsta e primul, nu știu, mai ales ilustratorul Andrei Moldovan, nu știu dacă a mai lucrat la o bandă desenată până acum, dar având în vedere că e primul lor efort, e ok, știi? Singurul lucru care chiar m-a deranjat și care pe parcursul seriei se mai îmbunătățește este e ritmul, adică trecerea de la o panou la altul, de la o scenă la alta, este foarte stângace aici, se trece de multe ori brusc. Nu știu, probabil, bine, și pentru că este primul lor număr, dar în același timp ei vor să treacă cât mai repede peste povestea lui Harapap, știi, că în primele patru numere sunt este povestită povestea lui Harapap, este adaptată, ca exact. Să zic așa. Și după aia... Făcut da. Ei. Da, ce fac ei. Au continuat ei. Da, știu. Păi asta e ideea, că e un comic, nu poți să îl faci atât de expansiv ca un bazm. Pentru că nu ai atâtea pagini, nu ai atâta loc, nu poți să, nu știu, prezinți tot ce se prezintă în bazmul ăla, să scoți toate lucrurile importante. Dar știi oricum. Cum se zice, că prima impresie contează și mi se pare că ca și un prim număr au făcut o treabă bună. Da, și mai presus de orice... deci revista asta costă 4 posta, 4,90 și ai așa, ai 20 de pagini de bandă desenată efectiv, prima poveste a lui Harapalo și după aia cu originea lui Gerilă mai ai, nu știu, vreo 8 pagini, știi? Adică e ceva. E valoare pentru banul dat, ca să da, zic da, exact, știi că benzile alea americane, alea au 20 de pagini de doar ilustrat și atât, știi? Și trebuie să recunosc că ilustrațiile arată bine. Dar arată ok. O să se îmbunătățească pe parcurs. Pe parcurs o să prindă experiență și o să mai târziu o să aducă și un colorist nou, un spaniol care face treabă foarte bună. Și culoarea e foarte, foarte importantă. Bine, asta a fost pentru episodul numărul 1. Vă așteptăm și pe voi să vă ziceți părerile. Da, spuneți-vă părerile, vă rugăm să comentați. Să știți că ne place foarte mult atunci când comentați pe clipurile noastre, așa că nu vă sfiiți. Și ne place să vă răspundem, suntem curioși de părerea voastră în legătură cu revista. Ce părere v-a lăsat vouă primul număr din Harapal, ce părere v-a lăsat vouă ca și reviste de benzi desenate, dacă v-a plăcut, nu v-a plăcut, vreți să continuați să citiți sau nu, orice, sau dacă aveți întrebări. Lăsați un coment și noi vom răspunde de îndată. Până data viitoare, Națiunea se joacă. Salut! Salutare!